e foarte frumos afară, adică îmi place, bă, dar nu știu unde a plecat Darusel, sincer. Stau așa de dimineață, Darusel n-a mai venit, eu nu știu unde a plecat, nu l-am găsit direct, nu e în casă, nu e nicăieri, mă, ce să... Bă, ce facem ăsta? Bă, Darusel, Darusel... Bă, ce vrei, ce faci? Bă, ce faci, mă, Darusel, de unde ai furat tractorul ăsta? Ce faci tu cu tractorul ăsta? De unde l-ai furat? Nu, bă, Rafael, l-am câștigat, mi-a dat cineva un tractor gratis. Cum adică ți-a dat cineva un tractor gratis, mă? Păi și tu ce faci cu tractorul ăsta, Darusel? Pentru ce, pentru la ce îl folosești tu tractorul ăsta? Că nu te înțeleg. Pe fetele, bă, Rafael, mă fac fermier. Yeah! Ce te faci, mă, te faci fermier sau ce zici bă, acolo, bă, Darusel, să zice fermier, nu fermer. Ce înseamnă bă aia? Bă, Darusel, stai puțin, de unde ai mă tu tractorul ăsta? Cine ți l-a dat ție tractorul ăsta? Pe, bă, Rafael, mi l-a dat un YouTuber, bă, îl cheamă Mădălin Argolia. Ce mă, cine mă? A, pe, bă, Rafael, fiate, n-ai cu mine în casă, că ți-a arătat, ok, ai. Ce mă, bă, stai puțin, mă, unde mi-arăt, mă, ce mi-arăt tu în casă, Darusel, ce mi-arăt în casă, că n-ai ce să mi-arăt în casă, uite, tractorul e aici, ce mi-arăt tu în casă? Rafael, bă, ești prost? Îți arăt canalul ăla, lui Mădălin Agro. Ah, mi-arăt canalul, păi stai mă puțin, păi stai, ia arată-mă, Darusele, ce mi-arăt mă tu, bă, 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 lasă-mă ușile, de ce mi le închizi așa, bă, Darusele, ia ce, mă, ce ai găsit, mă, tu, Darusele, și de unde zici tu, bă, tu ai câștigat ăsta sau de unde ai zis, ți l-a dat așa pe gratis, ce s-a întâmplat, de unde ai tu tractorul ăsta, spune și mie, sau l-ai furat cumva? Păi nu, bă, Rafael, l-am câștigat la give, bă, că mi-a dat mie 1000 de lei, că am câștigat și mi-a luat tractorul, bă, Rafael, și acum sunt fermier, viața de fermier e cea mai bună, ei, stai! Bă, cum ești, bă, cum ești, bă, tu fermier, bă, Darusele, stai puțin, tu, dacă ai tractor, gata, ești fermier, pe unde ești fermier? Unde? Ce? Unde te duci tu să faci, să dai așa, să dai cu tractorul, să mergi cu tractorul? Ce faci tu, Darusele? Tu crezi că ai devenit fermier dacă ai un tractor? Wow, bă, Darusele, știi ce înseamnă să ai un tractor, Darusele, măcar? Nu, de ce? Păi, Darusele, ca să ai un tractor trebuie să te duci așa pe câmp, pe toate astea, Darusele, trebuie să ai grijă de el, Darusele, trebuie să bagi foarte, să ai foarte mulți bani, Darusele, să întreții tractorul ăla, că se strică, Darusele, ce faci dacă se strică tu? Dacă se strică, ce faci tu la tractorul ăla dacă se strică? Păi, îți vând mașina, da și repara. Da, am vins mașina, bună idee. Nu mai bine o vinzi fata, Darusele, că și așa nu te mai plimba cu mașina de mult. Te-ai plimba numai cu motoreta. Acum văd ce, Darusele, nu te mai plimbi cu motoreta. Te-ai plimbi cu tractorul tu acum, nu? Nu, bă, Rafael, mă plimb cu tine. A, bine, mă, Darusele, fii atent. Păi hai, mă, arată-mă, ce vrei să-mi arăți? Că nu înțeleg, ce voi tu să-mi arăți mie? Ce mi-arătai tu mie? Ia arată-mi și mie, ce voi tu să-mi arăți, Darusele? Chiar sunt curios, ce mi-arăți tu pe calculator? Dă-i drumul la calculatorul ăsta mai repede. Pune-te pe calculator, Darusele, și arată-mi și spune-mi despre ce e vorba, că nu înțeleg. Ia-o, tu. Bă, ce-ai făcut, bă, ai dat, bă, Darusele, cupă, bă, tu iar faci magie de alea, bă, Darusele, uite cum îți levitează ăsta, Darusele, doamne, Darusele, du-te că deja mă și enervez cu astea, hai, bă, arată-mi și mie ce-ai făcut acolo, chiar sunt curios despre ce este vorba, Darusele, că sunt interesat, sincer, am auzit de tractoare de astea, bă, chiar sună interesant. Păi fii antenă, bă, Rafael, uite că mi-a apărut recomandate, uite. Ce ți-a apărut, mă, la recomandate, Darusele, ia arată-mi și mie ce ți-a apărut, dă-te mai așa că nu văd, ce ți-a apărut, ia spune-mi. Uite, bă, Rafael, cum face cu drona, cu tractorul, mamă, mamă, Darusele, mamă, Darusele, cu drona, cu tractor, bă, sunt mișto astea, bă, Darusele, bă, stai puțin, cum ai găsit tu videoclipul ăsta, Darusele, la cine l-ai găsit, cum ai găsit tu videoclipul ăsta? Pe, bă, Rafael, mi-a apărut la recomandate, și uite, bă, Rafael, din ferma aia, poți să faci burgeri. Ce mai poți să faci burgeri, bă, stai puțin, mă, cum, bă, Darusele, cât ai bă, bă, pe, stai puțin, pe, ce fermă, Darusele, unde, la ce fermă, tu, te, ce, te-ai gândit să-ți cumperi fermă, să-ți faci fermă acum, sau ce? Păi nu, bă, Rafael, bă, avem noi fermă, hai cu mine, să răzai. Ce fermă, ce avem, mă, Darusele, bă, stai puțin, bă, Darusele, deja ți-ai luat asta de fermier, te crezi acum mare fermier, Darusele, gata, ți-ai, ce-ți faci și la vocea, Darusele, te crezi, ai voce de fermier acum, nu? Da, bă, Rafael, da, Darusele, da, ești mecheră, bă, stai puțin, bă, Darusele, stai puțin, stai puțin, că n-am înțeles ceva de la tine. Tu unde lucrezi? La cine? La ce firmă ai văzut tu, Darusele? Bă, Rafael, e acolo o firmă lângă bunica, că de ce mi-a la mașina? De la fermă. Ce, mă, ce se luă, mă, de la fermă, bă? Ce bunică ta, mă, Darusele, ce bunică ta? Are bunică ta fermă, mă? Păi da, bă, Rafael, și fii atent, la bunica mea tot e acolo un magazin care vinde tractoare și mi-a luat de acolo, mi-a luat băiatul ăla. A, ți-ai luat tractor de acolo? Păi și stai puțin, și tu ce faci cu tractorul așa? Ai zis că, bă, Darusele, dacă ți-ai luat tractorul de acolo, dar n-ai fermă, unde te duci cu tractorul ăsta pe câmp? Unde te duci tu, Darusele? A, pe fiate, Rafael, că acum trebuie, hai, urcă sus, urcă sus. Gata, hai, că urc, Darusele, bă, Darusele, pe n-am cum, bă, să urc, bă, Darusele, trebuie să merg, stai că iau bicicleta, Darusele, iau moto, ia că ți-am motocicleta asta, Darusele, ți-o iau pe asta, ți-o, cum, bă, dar, păi, și cu ce vrei să vin, Darusele, hai că nu, hai că merg pe jos, Darusele, că deja mă enervez, nu vreau să consum benzina la motorina, la mașina mea, că e degeaba, sincer. Hai, bă, Darusele, că eu am ajuns deja, ce faci, mă, aici, Darusele, asta e firma, mă, eu am ajuns, tu, bă, Darusele, te grăbești și tu ce mergi așa de lent cu ăsta, Darusele, sau ce se întâmplă cu tine? Rafale, bă, tractorul ăsta e ieftinul, tu normal că merge, bă, ca tine, bă, ca mel cum merge, bă. Cum adică merge ca mine? Cum a merge ca... Cum să merge ca mine? Că eu am ajuns repede, Darusele, cum adică el n-a mers repede, Darusele, ce fi, mă, tu mie aici? Bă, Darusele, cine ți-a dat ție tractorul ăsta? Cine ți l-a dat ție? Mădălin Agro. A, Mădălin Agro, bă, Darusele, bă, vezi că chiar arată mișto, mie chiar îmi place, bă, Darusele, și văd că, bă, Darusele, ție îți place așa să te plimbi cu tractorul, să mergi cu toate astea, că văd că cam place ție, Darusele, așa. Păi, bă, Rafale, dacă iau burger, normal că-mi place. A, clasic, Darusele, deci dacă tu e cu tractorul ăsta, tu
tu poți să faci burger, că faci aici mâncare foarte multă, foarte multe chestii pentru burger, dar răsile e pentru ție, îți convine, normal, dar răsile, da, nu, e clasic, sincer, bă, da, stai, bă, dar răsile, ăsta cine, bună ziua, bună ziua, sunteți cu, bă, dar răsile, cine e domnul? Ăsta e domnul McGregor, bună ziua, Gregore, ce faci, bă? Bă, dar răsile, bă, stai, bă, stai, bă, dar răsile, tu așa vorbești, mă, cu domnul ăsta de bă, vine puțin până aici, dar răsile. Bă, dar răsile, am și o întrebare, cine e domnul ăsta, la mod cel mai serios, că ai, am înțeles, ai zis ceva, McGregor, cine e, bă, dar răsile, e boxer, e luptătorul McGregor, cine e ăsta, dar răsile? Nu, bă, Rafale, bă, ăsta e omul care deține toată ferma. Ah, deține toată ferma, mamă, cât de, mamă, ești prea șmecher, bă, dar răsile, la modul cel mai serios. Și fii atent, fii atent, că eu am văzut ferma asta multe de la bunica ta, că bunica ta, adică stăteam aici, dar răsile, mai știi când stăteam noi aici, am văzut-o și chiar mi s-a părut foarte interesantă, dar răsile, e foarte mișto, bă, dar răsile, dar tractoare, bă, dar răsile, stai puțin, și el de unde a avut bandă toată asta și acum facă toată ferma asta, dar răsile, e se ocupă cu chestia asta? Bă, nu, bă, Rafale, tu mă dă-l la ștațul de trai, doarele ăsta sunt toate de la Mădălin. Cum adică, mă, dar la care Mădălin? Băiatul la Mădălin de pe YouTube, te-ai zis tu? Mamă, dar răsile, da, mamă, dar răsile, bă, dar răsile, bă, vezi că arată mișto, bă, dar răsile, păi stai puțin, tu te-ai angajat aici, cum te-ai angajat, dar răsile, că nu înțeleg, tu, dar răsile, tu ești copil, ești mic, cum să te angajezi pe tine, tu ai experiență, măcar, dar răsile, ai mai folosit cumva tractorul vreodată și ai mai fost la ferme, la d-astea, să faci tu, mă, să muncești tu, dar răsile? Păi da, bă, că mă pune bunica la sapă. A, te pune, când te, că unde te pune, mă, dar răsile, că nici nu mai stai cu bunica ta, cine te pune la sapă, bă, dar răsile, nu mai minți, mă, bă, bă, bunica, când era cu bunica, mă punea mereu la sapă. A, te punea mereu la sapă, nu știu, eu n-am văzut asta, dar se le poate înainte, sau ai tu vedenii, dar se le, nu știu, poate visai tu, sincer, la modul cel mai serios. Bă, dar se le, dar stai puțin, pe și tu ce faci acum? Asta e că n-ai zis că ești la muncă, nu ești la muncă, n-ai zis că te-ai angajat sau ce? Nu trebuie să muncești acum, ce stai cu mine de vorbă? Pa, frate, te-a lăsat. A, da, l-ai mai lăsat, mai lăsat. Stai, bă, ce fai, mă, ce fai, mă, dar răsile aici? Auziți, domnul, auziți, da, dumneavoastră, cum l-ați angajat pe băiatul ăsta? Că e cam prostănac, e copil mic, nu l-ați văzut cât de fraierii, așa, de... Bă, 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 stai, mă, dar răsile, bă, stai, mă, cu minte, bă, lasă, hai, mă, du-te, dar răsile, du-te și munciște, că vreau să mă uit așa. Mă, ce are, mă, dar răsile ăsta, bă, mie nu-mi vine să cred, deci a găsit el pe YouTube deja, dar răsile a descoperit o nouă pasiune, dar răsile îi plac tractoarele, chiar nu știam asta, bă, dar chiar sună interesant, sincer. Hai, acum să merg, vreau să merg acum repede după, dar răsile, să văd și eu ce facem aici, ce a învățat el de pe YouTube de la băiatul ăla, Mădălin Agro, parcă a zis el, chiar sunt curios, ce a învățat, mă, bă, ce fai, mă, dar răsile aici, bă, ce, bă, ce, doamne, bă, dar răsile, asta, bă, ce fai, mă, dar răsile, ce... Speretoare, dar răsile de păsăr, dar asta să nu vină aici, tu ai spătă, răsile, ai spat, tu pune repede la loc, că după vine omul ăla și te dă afară, bă, dar răsile, ce faci, mă, aici, bă, bă, tu nu știi ce e asta, mă, tu-ți bagi joc, dar răsile, te-ai speriat de speretoarea asta? Păi da, bă, Rafaie, bă, că e-mi frică și doare, hai, lasă-mă să muncesc! Hai, muncește, așa, da, da, să te văd, dar răsile, ia, să mai sperie și de asta, hai, că nu s-a speriat de asta, bă, mie nu vine să te crede așa, mă, dar ce muncește, dar răsile, mă, ce știi, mă, ce faci, mă, la, bă, dar răsile, bă, ce faci, bă, dar răsile, bă, bă, ce faci, mă, furi acum, sau ce faci? Uite, la, ah, da, pui la loc, clasic, clasic. Bă, dar răsile, pe și tu ce faci cu astea? Unde le duci? Dar răsile, trebuie să le duci în casă, unde trebuie să le duci? Da, bă, Rafale. Mă, bă, dar răsile, fii atent, vreau și eu, poșio, dar răsile, poșio, să merg cu asta cu tractorul, poșio să merg? Nu, bă, Rafale, bă, la fraile, bă, așa că pleacă. Nu, băi, nu, lasă, hai că mă duc, e bine, lasă, la, vezi tu, dar răsile. Acum vreau să mă duc repede, vreau să mă duc și eu pe la McGregor, că așa, dar răsile, că cheamă, pe la, zici că e luptătorul ăla, deci McGregor, am înțeles, luptătorul McGregor, până la urmă. Auziți, domnul fermier, vreau să vă rog și ceva. Am văzut că l-ați lăsat pe băiatul ăla, e mai mic așa, nu știu de ce l-ați lăsat aici și vreau să mă lăsați și pe mine. Vreau și eu să încerc totuși că chiar sunt curios cum e așa cu tractorul cu toate astea, că mi-a arătat băiatul acesta pe YouTube și am văzut ceva foarte, foarte șmecher și mie mi se pare foarte interesant. Și aș vrea și eu, nu știu dacă puteți să mă ajutați pe mine, sincer, la modul cel mai serios. Da, putem. Ăsta da, puteți? Ok, vă mulțumesc. Haideți că îl iau pe ăsta. Ok, nu e nicio problemă. Ok, am înțeles. Mamă, deci mă dau și eu cu tractorul ăsta, că n-am urcat niciodată. Mamă, cum arată tractorul ăsta? Arată prea genial, sincer. Uita, mamă, cât de mare e tractorul ăsta. Chiar sunt curios cum e, n-am mai pilotat niciodată. Bine, pilotat ce, mă, că nu e avionul ăsta, sincer, dar haideți că mă duc acum la Tarusel să-i fac o surpriză că conduc și eu, mamă, cum să merge cu tractorul ăsta, mamă, cât de tare e, cum arată și volanul ăsta așa, imens, gigantic, tot, mamă, uitați-vă, Tarusel, că deja s-a apucat de treabă, bă, Tarusel, nu știam că e așa de vrednic, bă, Tarusel, ia uite, mă, ce fai, bă, Tarusel, ia uite, mă, ce fai, bă, pleacă-l poziția, bă, a furat, mă, tractorul ăsta, că mă duc la, bă, n-a furat, bă, Tarusel, la Tarusel, stai, mă, puțin, bă, stai, mă, n-a furat niciun tractor, bă, Tarusel, ce e nebunit, am vorbit cu McGregor, Tarusel, am vorbit cu el și m-a lăsat și pe mine, că i-am zis că pe tine cum să te lase, bă, dar răsile, bă, dar văd că te-ai apucat de treabă, bă, dar răsile, nu te știam așa muncitor, tu... M-ați la muncă, hai, recontează, hai, rapid, recontează!
Doamne, Darusile, că deja e nebunii. Bă, Darusile, stai mă puțin, stai. Hai că pun și eu, Darusile, plantez și eu pe aici. Bă, Darusile, în timp ce plantăm toate chestiile astea, vreau să te întreb, Darusile, de cât timp ești tu așa cu munca, Darusile? Că nu te știam, ai mai muncit tu până acum. Bă, ce faci, mă, Darusile? Tu nu vezi că ai sărit posta și nu mai putem acum, Darusile? Tu te-ai adus apa aia repede, Darusile. Ce faci tu aici? Îți bagi joc. Îți bagi joc. Hai că mă duc acum, aștept. Te spun eu lui Gregor acum, Darusile. Plec acum. Gata, șefu. Deci fii atent, Darusele, pentru asta o să primești doar tu salariu. Hai că da, Darusele, o să-i zic lui Gregor să nu-ți dea nimic, Darusele. O să-i zic, Darusele, să-ți dea un șut în cur și să plece acasă, Darusele. Bă, nu la bine stai, un șut în cur. Gata, glumeam. Bă, Darusele, stai mă, nu ne luăm aici la ceartă, Darusele, că pune după amândoi afară și nu mai face niciunul nimic, Darusele. Ne batem joc așa de munca omului. Ok, să-ți fie rușine. Bine, iartă-mă, Darusele. Acum hai să ne punem și noi așa frumos. Mamă, cum arată așa. Bă, da, e chiar interesant, sincer, chiar îmi place așa să mă pun aici, să fac fermă, să fac toate astea, să am grijă de fermă, să dau și la animale și de toate astea. Bă, dar chiar, Darusele, de animale n-are aici la ferma asta? Ah, Darusele, da, nici nu mă bagi în seamă. Te întreb ce ceva bine. Stai că n-aveai tu să știi, Darusele, că tu abia știi unde stai și cum te cheamă, Darusele. Sincer, dar nu mai contează asta. Bă, știam că te cheamă Darusele 2012 așa și ce vrei tu să spui cu asta, Darusele? Bă, cu ei faci tu prezentarea asta, Darusele? Bă, dar chiar stai puțin. Vine puțin, că am ceva să vorbesc cu tine, Darusele. Dar tu ai spus omului ăla lui McGregor câți ani ai tu? Da, de ce? Câți ani ai spus că ai? Ia spune și mie. Nu, bă, Darusele, așa la 12 ani, cât ai tu? 10, 11, nu știu câți ani ai, bă, Darusele, dar chiar ai 11 ani? Măcar ai împlinit 12 sau n-ai împlinit? Am 1, 2, 3, 4. Da, bă, Darusele, doamne, deci Darusele nu știi nici câți ani are. Bă, Darusele, cum să nu știi, bă, câți ani ai, bă, du-te, mă, de aici, Darusele. 8 ani. A, și tu la 8 ani, Darusele, conduci tractorul, muncești aici la fermă și n-are nimeni probleme de astea. Ce? Bă, Rafaele, suni la 6 ani, bă, care fac muncă, bă, pentru bani, bă, Rafaele. A, Darusele, păi da, Darusele, da, stai, asta, deci asta e, să înțeleg că e ferma lui cum ar veni. Aici ai muncești doar lui, așa, nu e ceva la de-astea să ai probleme, Darusele, am înțeles, ok. Bă, Darusele, nu știu, bă, da, Darusele, da, bă, da, bă, ce vrei? Ia-le pe ăstea și recoltează aia rapid. Gata, Darusele, bă, Darusele, bă, da, am și eu nevoie, bă, trebuie să mă duc acum repede, Darusele, dar trebuie să fac și eu mâncare, trebuie să fac și astea, trebuie să mă duc, Darusele, că ai dat în mine, Darusele, și mie, acum mi-e foame, Darusele, mă omor, da, doamne, ce mă nervează. Ce burger, mă, Darusele, hai, dăm burger, ia, i-ai făcut tu repede acum, Darusele, bă, ce-mi dai, mă, dai sushi, Darusele, mie nu-mi place sushi, sau hai când cer, mă, ia să vedem cum e. Bă, Darusele, ce e, mă, ăsta, mă, bagi joc de mine, îmi dai sushi aici, nu-mi place deloc, Darusele, ce e bagi jocul ăsta? Bă, Darusele, l-am otrăvit, bine, lasă, bine, stai să vezi tu ce e otrăvesc eu, Darusele, stai să vezi tu, Darusele, ce o să-ți fac eu ție acum, Darusele. Darusele, ia vină puțin. Bă, Darusele, ce e otrăvit tu, că nu te înțeleg, ce e otrăvit, ia spune-mi tu mie. Am otrăvit sushi-ul. Da, ai otrăvit sushi-ul, Darusele, și sushi-ul ăla nu-l mănânci tu cumva? A, nu, de ce? Bă, ce scoi? Doamne, Darusele, ai otrăvit sushi-ul și acum mănânci. Doamne, Darusele, ce nebun ești, bă, Darusele, sincer, la modul cel mai serios, dar hai repede că să faci și seara, Darusele, și noi n-am mai terminat aici, trebuie să facem asta, că deja ne pune, doamne, Darusele, dacă vine McGregor și se ia de noi acum. Am sărit peste ăsta, Darusele, n-ai văzut nimic, nu? Bă, Darusele, am zis că să facem seara, dar nu credeam că să faci așa de repede. Bă, Darusele, ce se întâmplă aici, că mi-e frică, să o vede foarte urât aici, mă, Darusele. Bă, stai puțin, Darusele, ia vină puțin. Bă, deja vine dimineața, ce se întâmplă, Darusele? Bă, ce e ăsta? Darusele, ce e ăsta aici? Bă, Ionele, ce faci, boile, bă? De când n-am mai văzut, bă, Ionele? Bă, da, asta e prietenul tău, Ionel, Darusele, și celălalt te-ai speriat de el, cine e, Darusele? Mă, ce sunt? Bă, Darusele, de ce se întâmplă, Darusele, cu vremea? Bă, Darusele, ce? Bă, mi-e frică, bă, mi-e frică. Bă, ce, bă, stai, bă, cum să fac așa, zic, bă, tu-ți bagi joc de mine, bă, Darusele, bă, Darusele, iar faci magii din alea, da, gata, mi-s luat, Darusele, ce-mi pui tu aici, hai să facem muncă aici. Nu, bine, nu, tu, Darusele, hai să muncim aici, Darusele, să muncim aici la fermă, că după ne bate Mădălina Gros, sau cine ai zis tu, cum ai zis că-l cheamă McGregor, sau ce ai zis tu, cum ai zis tu că-l cheamă? Da, caca, Darusele, normal, ca asta știi, Darusele, asta știi, Darusele. Bă, Darusele, fii atent că ia uite cât mai avem aici, mai avem foarte mult de muncă, ia mă, că nu, eu nu mai fac nimic, Darusele, sau hai mă, că mă pun și eu aici, mă pun și eu aici, Darusele, nu, gata, uite că fac, m-am pus, dar pune-te și tu, Darusele, ce stai așa, Darusele, îți bagi joc, mă, tu mă chemi aici, zici că îți faci tu muncă, că nu muncești, dar nu muncești nimic, ia uite, Darusele, mă plimb și eu pe aici foarte, foarte frumos, mă, bă, dar e genial să te plimbi așa cu tractorul, chiar mă bucur, sincer, că mai faci și noi activitate nouă, n-am mai făcut nimic nou așa de foarte mult timp, și Darusele, chiar e foarte, foarte mișto, mie chiar îmi place, sincer. Ia tu ăsta, că mă duc la baie, ok, ia. Unde te duci, mă, la baie, mă, ce faci, mă, Darusele? Mai, du-te, Darusele, mamă, deja. Stai. Uite, ia și stai de fermi, ok, ia și stai de fermi și mă duc la baie și revin. Pe unde plec, bă, Darusele, tu pleci acasă, bă, tu-ți bagi joc de mine. Bă, stai puțin, bă, Darusele, stai puțin, ce urlăm așa aici, că e McGregor, uitați-l acolo, Darusele, ce faci? Pe și unde e baia, Darusele? Ia, unde te duci tu la baie? Aici, aici.
ce baia? Aici e baia. A, să trăiți, să trăiți, domnul McGregor, ne ucide până la baie, ne ucem până la baie. Pa, dar să le că vin și eu, bă, am și eu nevoie, dar să le vin și eu la baie. Bă, ce faci? Bă, nu, bă, Rafa, te rog, bă, nu te du, bă. De ce? Acolo pute. Faci treaba mare. Faci treaba mare. Aolo, dar să le gata că e problemă. Ai problemă, dar să le ai, pa, dar du-te de aici, dar să le ai problemă, e problemă, mamă. Deci nu-mi vine să cred așa ceva, bă. De deci, el, sincer, facem și noi activitate. Nu, chiar îmi place, chiar îmi place aici. Haide să mă duc și eu acum repede la tractorul ăsta. Vreau să mă mai plimb cu tractorul, că nu mai plimbat de mai te vrei. Bă, chiar e mișto să te plimb cu tractorul. Mie chiar îmi place, e mișto viața asta, chiar îmi place. Adică e mișto, nu știu ce părere are Darusel. Adică am văzut că îi place lui Darusel, că deja a prins o pasiune. Nu știu cum a dat el de videoclipul ăla pe YouTube, dar este foarte, foarte genial. Hai totuși, până vine Darusel să mai fac și eu aici, să mai muncesc, să mai dau cu astea, să mă duc și eu cu tractorul pe aici foarte frumos, să semănăm și noi, să facem toate astea frumos, așa cum se cuvine, ca așa până la urmă suntem la o fermă și toate. Mă, ce se întâmplă? Poliția, 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 mele sus! Ce poliție? Ce se întâmplă, domnul polițist? Ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă, domnul polițist? Ce căutați aici? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Pe fiecare întrebă pe mine, m-a trimis aici că era un nume Gregor, McGregor. Copii, lucrează niște copii, fraier, unul Rafael. Și nu, dar nu se-l bără, dar nu se-l are voie, dar nu, unul Rafael, caca, el are voie. Ce, domnul polițist? Ce spuneți mai aici? Ce se întâmplă? Cum adică, ce e cu copiii? Adică, da, eu sunt Rafael, ce se întâmplă cu mine? Ce-am pățit? Ce-am făcut? Că nu știu. Spuneți-mi, ce s-a întâmplat? Păi, bă, domnule, pare rău să mă zic, dar sunteți arestat pentru că aveți față de prost. Ce față de prost, mă, du-te, mă, de aici, dar înțeleg că știam că ești tu. Dacă sunteți pasionați de tractoare și chestii de genul, de ferme și toate chestiile de genul, intrați aici chiar la Mădălin Agro pe YouTube, dați un subscribe acolo și scrieți în comentarii la ultimul videoclip pe care l-a postat că veniți de la mine, deoarece vreau să facem și noi o faptă așa mai bună, pentru că dar înțeleg a găsit o chestie foarte, foarte interesantă și eu zic că merită, mai ales dacă vă place chestia asta sau dacă nu, dacă mă susțineți pe mine, puteți să o faceți și la el, să-i dați acolo un subscribe, că nu durează foarte mult și nu e nimic rău. Deci scrieți acolo în comentarii dacă vă duceți acolo la el, scrieți că ați venit de la mine și vă mulțumesc pentru vizionare. Pa, pa. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.